Rona Hartner, o cunoscută artistă și actriță, a avut o conversație profundă și emoționantă cu fiica sa, Rita, în momentul în care a aflat vestea devastatoare despre boala sa. Rona Hartner, care a fost diagnosticată cu cancer la plămâni și metastaze la creier, a împărtășit aceste detalii grele fiicei sale adolescent, Rita. În acele momente dificile, Rita, în vârstă de 15 ani, a fost profund afectată și, deși a încercat să rămână puternică, nu a putut să-și stăpânească lacrimile. Rona Hartner și-a petrecut ultimele luni din viață fiind foarte aproape de fiica sa. Rita a luat decizia de a nu mai merge la școală pentru a fi alături de mama sa, continuându-și studiile la distanță. Această alegere a fost o dovadă a legăturii strânse și speciale pe care Rita o avea cu mama sa. Împreună, au participat la diverse evenimente și concerte, consolidându-și și mai mult relația. Într-un moment de sinceritate și vulnerabilitate, Rona Hartner i-a spus fiicei sale, "Mami, dacă muream, chiar mi-ar fi fost foarte dor de tine și aș fi plecat chiar tristă." Aceste cuvinte, rostite în momentul în care a primit vestea de la doctori, reflectă profunditatea dragostei și a legăturii dintre ea și Rita. Aceste momente au fost cu siguranță grele și pline de emoție pentru ambele. Într-un interviu pentru Antena Stars, Rona Hartner a vorbit despre relația sa specială cu fiica sa, Rita. Artista a dezvăluit că a trăit momente extrem de dificile alături de fiica sa, în special în momentul diagnosticului său grav. Rona Hartner și-a amintit cum doctorul le-a sugerat să se pregătească pentru cel mai rău scenariu, spunându-i să-și facă testamentul. Aceasta a fost o lovitură cumplită pentru amândouă, dar Rona a remarcat că fiica sa a fost puternică și nu și-a arătat lacrimile în public. Rona Hartner a descris și cum, în ciuda bolii sale, a încurajat-o pe Rita să continue să-și trăiască viața de adolescentă, să iasă cu prietenii și să se distreze, chiar dacă ea nu putea să se alăture. "Eu i-am spus că vara asta vacanță nu avem. Nu am ajuns la plajă și stau la 5 minute distanță de plajă și i-am spus să iasă cu prietenii, să se distreze, iar eu stau acasă, să dorm câte 20 de ore. Asta e situația," mărturisea Rona Hartner. De asemenea, a fost menționat faptul că Rita a apărut pe micile ecrane după o perioadă lungă de timp, deoarece mama sa a preferat să o țină departe de lumina reflectoarelor. Rona Hartner, care și-a crescut fiica în Franța, a avut întotdeauna cuvinte de laudă pentru Rita, descriind relația lor ca fiind una extrem de strânsă și specială. Rita, fiica în vârstă de 15 ani a regretatei Rona Hartner, este o adolescentă cu multe interese și pasiuni. Una dintre pasiunile sale principale este muzica, iar Rita nu exclude ideea de a forma o trupă în viitor. În ciuda entuziasmului ei pentru muzică, momentan nu are colegi cu care să formeze o trupă. Într-o apariție la emisiunea Teo Show de pe Canal D, de acum câteva luni, unde a fost prezentă alături de mama sa, Rita a mărturisit că are un gust muzical divers. "Ascult mult metal, ascult un pic de toate, îmi place aproape orice," a declarat ea în cadrul emisiunii, arătându-și astfel deschiderea către diferite genuri muzicale. Pe lângă pasiunea ei pentru muzică, Rita s-a implicat și în lumea actoriei. Până acum, ea a jucat în mai multe scurtmetraje și se pregătește să apară într-un film. În plus, adolescenta se pregătește să dea examenul de bacalaureat online, o decizie care a fost luată de mama sa. Aceste planuri arată angajamentul și dedicarea ei pentru educație și arte, chiar în condiții dificile.